Să mai citim un cuvânt din Scripturi, din 1 Petru, capitolul 3, primele 7 versete. 1 Petru, capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de sculde de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Se cuvine mai întâi să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Asta pentru că El ne-a creat, El a creat familia, El a constituit biserica și El ne poartă de grijă și așteptăm să ne poarte de grijă pentru vecii vecilor în sfântă împărăția sa, numele Lui să fie binecuvântat. Dintre oameni binecuvântăm mai întâi pe cei doi aici din fața noastră. Dumnezeu cu adevărat astăzi să-i binecuvinteze. Și știm, din vorba lui David, din întreaga Scriptură, că ceea ce binecuvintează Dumnezeu este binecuvântat pentru veșnicie. Să binecuvinteze Domnul cele două familii și să binecuvinteze Domnul toate familiile care sunt și cele care se vor mai constitui. Amin. Așa cum este potrivit, cum se înțelege și din textul citit, vreau să vorbesc despre viața de familie și mă încearcă multe gânduri vorbind despre viața de familie, multe stări, sentimente. Prin harul Domnului am avut o familie binecuvântată, scumpa mea soție, cum am numit-o toată viața, a făcut introducerea că s-a rugat 7 ani înainte de a ne căsători în mod insistent pentru viața de familie. Ne-a dăruit Dumnezeu împreună 33 de ani și 3 luni. De 1 an și 4 luni este plecată, am rămas eu să fac încheierea, că ea a făcut introducerea. Atât ne-a fost dat, altora mai mult, părinții mei, de exemplu, sunt în viață și au mai mult decât dublu a ceea ce am avut eu. Și cum spunea fratele Ioanid într-un vers despre Adam și despre Eva, căci prima căsnicie a fost nu de un an sau un deceniu, ci de un mileniu. Dar s-a sfârșit și aceea. Aș vrea să vă întreb astăzi ce este pentru dumneavoastră familia? Cum ați defini-o? Cum ați descrie-o? Ce înțeles sau mai mult și mai exact, mai îndeaproape, cum vă raportați la viața de familie, ca soț, ca soții, ca părinți, ca și copii? Așadar, sub titlul acesta, dacă îl putem numi așa, ce este familia pentru tine? Haideți să privim la acest cuvânt și nu numai, în întreg contextul Scripturii. În primul rând, eu cred că familia este un loc unde se desăvârșește mântuirea noastră. La ce mă refer? În primul rând, fiecare trebuie să lucreze la mântuirea lui. Evident, partea care și-o face Dumnezeu îi revine lui, dar noi vorbim de ceea ce ne revine nouă. Scriptura spune în textul citit despre unele neveste a căror soții nu sunt credincioși sau nu se comportă așa cum ar trebui și rezultă de aici că acele femei sau acea femeie și fiecare femeie se poate gândi la sine, sunt plăcute Domnului, femei credincioase,
așa cum sunt prezentate aici, care nădăjduiesc în Dumnezeu, care se comportă într-un fel în care au preț înaintea lui Dumnezeu, pun accent pe lucrurile sfinte, evlavioase, cum le numește Scriptura, supuse, cum scrie aici. Tot aici scrie despre bărbați care la rândul lor se gândesc la mântuire, la moștenirea vieții veșnice, pentru că la urma urmei, cum spune Scriptura în Roman 14:12, fiecare va da socoteală pentru sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare este dator, să spun așa, să vegheze asupra sufletului său și să se mântuiască. Nu se știe dacă îl vei mântui și pe celălalt. Apostolul Pavel scria 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 14, că soțul poate să fie sfințit sau soția prin celălalt, dar s-ar putea ca celălalt nici măcar să nu vrea să conviețuiască având un soț sau o soție credincioasă. Deci nici vorbă să ajungă dincolo împreună, nici aici nu suportă să stea împreună. Și într-o asemenea condiție nedorită, scrie în versetul 16, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Și sunt situații în care nevasta nu se poate mântui decât pe ea. Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Și în aceste condiții, familia este locul unde trebuie să te desăvârșești doar pe tine, să te mântuiești. Am putea spune că este o condiție mai grea, nu? Unul să fie pentru mântuire, celălalt nici să nu-i pese de mântuire sau de relația cu el. Sunt situații în care rămân împreună, dar unul nu se mântuiește. Sau în care, așa cum admite apostolul aici, se separă și situații în care unul chiar rămâne singur și veghează asupra mântuirii sale. Domnul chiar spunea, scrie în Matei 19:12, că unii pentru mântuire acceptă să rămână fără familie. Gândiți-vă că mântuirea este mai de preț decât orice, cum spunea Domnul, și ce ar câștiga un om? Să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul. Să dea bunul Dumnezeu să veghem asupra sufletelor noastre și să ajungem cu bine în împărăția sfântă a Domnului. Dacă sunteți într-o asemenea condiție în care sunt puține șanse pentru mântuirea celuilalt, vegheați ca nu cumva, pentru că diavolul dă târcoale ca un leu, cum știți, scrie același Petru, nu-i mulțumit să doboare numai pe unul. Și adesea le spun, când rămâne numai unul pe poziție și celălalt s-a abătut de la credință sau cel puțin este indiferent față de cele sfinte, zic, vezi că tu ești ținta numărul 2 a diavolului, după ce l-a doborât pe unul și a pus în plan să te zdrobească și pe tine. De asemenea, le spun, este foarte important, în primul rând, nu să se recupereze celălalt, ci cel rămas să rămână credincios și Dumnezeu să-i întărească pe astfel de frați sau surori, să ajungă cu bine să-și mântuiască sufletul. Acolo, în familie, unde se desăvârșește mântuirea, uneori în condiții de adversitate, neplăcute, nedorite, dar împreună cu Domnul există biruință. Slăvit să fie Domnul! Însă dorința noastră ar fi, și în primul rând a lui Dumnezeu, ca familia să fie locul unde se desăvârșește mântuirea celor doi. Și Petru, în prim plan, în felul acesta se adresează și scrie aici în versetul 1, nevestelor, dacă aveți bărbați care n-ascultă cuvântul, poate unii n-ascultă că nu vin la predică, nu-l citesc, dar unii aud, dar n-ascultă și sunt ascultători uituci. În astfel de situații, pe lângă ce a făcut predicatorul sau el refuză predicatorul, poți tu ca femeie să faci ceva pentru mântuirea soțului tău, să-l sfințești, nu se mântuiește din oficiu prin tine, dar comportamentul tău poate să faciliteze acest proces binecuvântat. Și scrie aici, să fie câștigat fără cuvânt,
Deci rețineți, nu se țineți predici. Cu dirigenție nu faci mare treabă în asemenea situații. Prin comportament. Ce fel de comportament? Scrie mai departe aici. Când va vedea felul tău de trai curat, în temere, va fi copleșit cu vremea având o sfântă. Nu are teoria, dar are modelul acolo. Și nu-ți câștigi bărbatul firesc sau nepocăit prin cosmetizări, scrie aici. Se vor aranja altele, poate, într-un mod mai atrăgător și poate provocator, ci printr-un duh blând și liniștit. Să dea Domnul astfel de stări surorilor noastre. Scrie în Biblie, în Filipeni 4, să fie cunoscută blândețea de toți oamenii, dar primul care trebuie să o cunoască e soțul. Și am reținut o definiție frumoasă a blândeții: să poți tăcea atunci când ai dreptate. Și pentru o femeie chiar că asta este o performanță, nu? Să poți tăcea atunci când ai dreptate. Și în felul acesta, cu un duh blând și liniștit, poți să ai mare succes. Să nu credeți că apostolul este utopic aici și astfel de recomandări nu pot deveni realitate. Cunoașteți comportamentul Abigailei din 1 Samuel 25, da? Bărbatul era, și cum scrie aici, mai sus, scrie că, vă citesc versetele anterioare, 18 în capitolul 2, slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor care sunt greu de mulțumit. Și textul nostru începe cu cuvintele tot astfel, adică unii bărbați sunt ca patroni, nici buni, nici blânzi, nici ușor de mulțumit. Și în asemenea condiții, să poți să-i dovedești prin serviciul care îl prestezi acasă, prin comportament, prin toate, cum aminteam de Abigail, cu a cărei bărbat nu se putea vorbi. Și-l puțin în unele momente. A știut să se comporte, când să tacă, mai târziu cum să acționeze. Asta nu se poate prin puterea noastră omenească. Dar Dumnezeu vă poate învrednici la o asemenea stare? Poate. Îmi vine în minte cazul unei surori care m-a sunat și a zis: m-am căsătorit cu un băiat firesc. L-am știut că e așa, dar mi-a făcut Domnul o făgăduință că prin comportamentul meu o să-l câștig, și de altfel scrie asta și în Biblie. Dar zice, frate, eu am crezut că în 2-3 luni o duc la capăt. Zice, sunt deja 5 luni și nu prea să văd semne mari. Nu știm cât durează acest proces, cât efort trebuie să depui, câtă smerire, câtă trudă, dar se merită. Am fost la înmormântarea unui frate, era în vârstă, cunoșteam în mare situația, acea soră a avut un bărbat firesc, așa cum spunem, ca să nu spunem altfel. Și a zis, i-am spus soțului meu, dacă nu te pocăiești, ajungi în iad. El era puțin mai glumesc și a zis, ce crezi că o să fiu singur de la adunare? Mai spune ceva. Atunci a schimbat foaia, cum spunem noi, și a zis, dragă, de acum să știi că mi-am schimbat rugăciunea. I-am cerut lui Dumnezeu să facă o adnotare specială pentru mine și o să mă rog așa, Doamne, să se facă în toate voia Ta, dar într-un lucru voia Mea, vreau să mântui bărbatul. De acum poți să te comporți cu mine cum vrei, vreau să-ți devin nu doar soție, slujnică. O să faci cu mine ce vrei. Dar de acum eu mă țin de Dumnezeu să facă ce știe, nu vreau să mă mântuiască fără Tine. Și îmi spunea asta atunci când a murit soțul. Sunt tristă că a murit, deși a murit în vârstă, dar am mulțumirea că L-am câștigat. Dacă e posibil prin harul Domnului să vă facă Domnul parte de acest har, Doamne ajută! Scrie aici în versetul 7, bărbaților,
Purtați-vă cu înțelepciune la rândul vostru cu nevestele voastre, dacă vreți să moșteniți împreună cu, să moștenească împreună cu voi harul vieții. Vrei să ajungi în rai cu nevastă sau fără nevastă? Să nu spună cineva, bă, oricum acum nu am nevoie de nevastă, nu? Dar n-ar fi drept să-ți fie dată în grijă, să fie parte din trupul tău, să fii capul ei, cum spune Scriptura, în mod organizatoric, organic, și să nu-ți pese de mântuirea ei. Cum s-a întâmplat într-o adunare cu un bărbat, i-a spus slujitorului, auzi să le spui la surori că nu sunt așa și așa și așa. Și slujitorul a zis, da, să le spun, dar tu față de nevasta ta ai vreo datorie să-i spui ceva, să te lupi să fie așa și așa? Păi am, atunci spune-i măcar la ta ca să rămână cu una mai puțin de lămurit mie. Că nu a păstorului este grija mai întâi, ci a soțului. Să vă ajute bunul Dumnezeu. N-am avut de trudit că nevastă mea a fost tot mai pocăită ca mine. Dar sunt situații în care sunt surori, să le numești pe ele mai firești, nu știu din ce motive, în contextul în care au crescut, ispitirile care au, fiecare are stările lui, funcție de temperament, de sănătate, de câte toate trec surorile noastre prin multe nașteri, probleme, o femeie este mai sensibilă, are mai mulți parametri decât bărbatul, e mai complicată puțin. Cum să lucrezi pentru mântuirea ei? Voi aminti îndată ceva despre relația noastră cu Domnul și identificarea cu El, dar acum la punctul acesta spun, ce spune Petru aici, purtați-vă și voi cu, la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Există metode ca să ne câștigăm soțiile. Prin felul comportamental, ceea ce face farmecul unui om, spune Scriptura, este bunătatea lui. Prin serviciile care le prestezi, prin tot ceea ce faci pentru ea, unor lucruri mici, nu neapărat lucruri mari. Și îmi pare rău să constat că sunt unii bărbați care nu țin atât de mult la desăvârșirea lor și a nevestelor lor. Și unii își încep viața, o continuă și din nefericire o sfârșesc în mediocritate. Am întâlnit oameni care cred că așa e normal în viața de familie să te ceri, să te mai împari, să mai strigi, să mai rap, să mai... Eu n-am înțeles asta. Am întâlnit într-o zi, undeva era o familie tânără, nu-i cunoșteam, dar am vrut să vorbim puțin. Și așa mi-a fost dat să le zic. Și spun lui... Tu știi ce a făcut soția asta pentru tine? El rămâne surprins. A renunțat la părinții ei, la mama ei, la tinerețea ei. Ți-a dăruit ție toată viața, a acceptat să devină mama copiilor tăi. Și ea s-a îmbujurat așa de la față, știi, ca să aud, s-a simțit exaltată. Cât te dăruiește o femeie când se căsătorește și mai mult decât am amintit eu acum, nu? Și apoi m-am adresat ei și i-am spus, da, tu știi câte fete sunt pe lumea asta? Păi nu știu. Dintre toate s-a oprit la tine, putea să mai caute. A ales să, să te treacă pe numele lui și acum a fost rândul lui să se simtă onorat de... Câtă favoare a acordat soției, dar marea favoare pe care poți să o acorzi unei soții nu este doar să-i oferi o casă și tot ceea ce ține de viața asta și să o ajuți să se mântuiască. Și este o mare înțelepciune ca cei doi să se mântuiască împreună.
Evident că n-am niciun dubiu asupra mântuirii soției mele. Grija mea mi-a rămas doar să ajung cu bine și eu acolo și mai adaug aici ceva ce își doresc mamele, în primul rând, poate mai mult ca și tații. Dacă ar fi să ne raportăm așa în mod uman la un dialog, cred că soția m-ar întreba prima dată, vii cu copiii? Când călătoria creștinului s-a dus el și a venit creștina cu copiii. La noi acasă s-a dus creștina și a rămas creștinul să vină cu copiii. Așa ar fi normal să investim în mântuirea întregii case, chiar să ne jertfim pentru asta. Aici unde ne desăvârșim cu bune, cu rele, cu dureri, cu frământări, cu neajunsuri, să putem ajunge cu toții în Împărăția Sfântă. Amin. A telefonat băiatul care l-avem la Suceava pe soție în perioada ei de boală și a înregistrat-o, era chiar mai presfârșit. Și noi numim acea înregistrare de 15 minute ultima epistolă, în care ea îi spunea, voi știți ce relație am avut cu tatăl vostru și că ne-am dat întâlnire în cer la poarta lui Iosif. Și uneori le mai trimit la copii câte o imagine cu ea, câte fotografie. Și între altele le scriu despre momentul întâlnirii și le spun să nu lipsiți. Și pentru asta mai văd sens în primul rând a trăi. Să mai pot face ceva și pentru mântuirea lor, pentru a ei tot ce am putut a fost până atunci. Care sunteți încă în viață și aveți familie, aveți soț, soții, ăsta e cel mai măresc lucru pe care îl puteți gândi, să vă desăvârșiți cu toată casa în vederea mântuirii. Amin. Trec la o a doua idee. Spune Cartea Sfântă aici, adresându-se surorilor, în contextul întregii epistole, în mod deosebit, leg de versetele anterioare, zice de la versetul 21, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă Hristos a suferit pentru voi, v-a lăsat o pildă, scălcați pe urmele Lui, când era batjocorit nu răspundea, El a purtat păcatele noastre, tot astfel nevestelor. Ce-mi place aici la Petru, că el compară și viața soției cu a Domnului Iisus Hristos. Știți că în textul din Efeseni 5, apostolul Pavel îl prezintă pe soț în postura Domnului Iisus. Dar sub anumite aspecte, Petru aici o încadrează și pe soție în condiția Domnului Iisus Hristos. Așa că îmi permit să spun și să formulez această a doua idee, că în familie, atât soțul cât și soția, trebuie să fie o imagine fidelă a Domnului Iisus Hristos. La dumneavoastră acasă, cine seamănă mai bine cu Domnul Iisus, bărbatul sau nevasta? Și m-aș bucura să răspundeți cu mândria aia ce vă dă cugetul. Scrie în 2 Corinteni 1 cu 12 că cugetul poate să te laude, că l-ai sincer. Și să puteți spune amândoi. Cum scrie în Proverbe 31, să se scoale copiii, să o laude pe mama și să spună, mama, chiar dacă e femeie, dar ea seamănă cu Domnul Iisus. Cât despre tată, aș spune că e obligatoriu. Și asta dea bunul Dumnezeu să nu uităm de cei doi, ei ne aud bine, să dea dovadă de la început, fratele Samuel, sora Emeia, și să se uite nu doar unul la altul, să se uite în oglindă, și oglinda aia ce? Să vadă, seamănă cu Domnul Iisus. Și de cum va apare vreo neînțelegere, să spună, dar cum nu ne putem înțelege? Tu, Domnul Iisus, eu, Domnul Iisus, ce contrazicere e în Domnul Iisus Hristos? Înseamnă că unul dintre noi am pierdut ideea. Cum să fii ca Domnul Iisus Hristos? Este asta preidealist sau Scriptura e realistă? Citesc din Efeseni, din capitolul 5, cuvintele apostolului Pavel, de la versetul 25. Știți că se declară iubire
Uneori la început, corect ar fi toată viața, spune în Proverbe 5 să fii beat de dragostea asta. Așa ne-am despărțit. Cum a iubit Hristos biserica? Dar ce a dovedit sau cu ce scop a iubit Domnul Iisus Hristos biserica? S-a dat pe sine pentru ea ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prihană. Deci iată că legat de prima idee ce v-am spus-o în desăvârșirea, în mântuirea noastră, modelul nostru binecuvântat este Domnul Iisus, slăvit să-i fie în veci. El va fi și mirele nostru. Și în ziua aceea trebuie să semene mireasa cu mirele. Cum ar fi aici să avem un mire așa tânăr și frumos și mireasă o văbuță cârnă? Păi nu s-ar putea așa gârbovă, nu? Păi n-ar fi drept să vezi un mire aranjat frumos și o mireasă toată șifonată. Păi nu se poate. Și de-aia Domnul să se adreseze întregii biserici cu acest cuvânt. Îmi spunea un bătrân din zona Moldovei, a avut într-o noapte un vis, a apărut în biserică un mire frumos și a zis să vină mireasă. L-a întrebat păstorul unde-i mireasă. Și păstorul așa oarecum înghesuit, a zis aici. Și a ieșit ca de sub un culcuș de paie, de sub avon, o mireasă toată șifonată. S-a uitat mirele și a zis, eu cu așa mireasă nu fac nunt. Și tot s-a uitat așa, a rămas un moment de suspans și a zis, eu tot fac nuntă, dar dacă ea nu-i vrednică, mă voi căsători cu sora ei mai mică. Și-au trecut ani și bătrânul a rămas cu, pe când mi-a spus mie, era bătrân, fratele acela, Doamne, la ce se referă? Și a spus că a fost o generație care s-a cam pierdut. Și a ridicat Domnul pe alții și a înțeles, apoi mi-am dat seama care a fost sora ei mai mică. Că Dumnezeu tot adună oameni pentru împărăția Lui, dar între ei vrem să fim și noi toți. Dar dacă vreți să fim bărbați sau femei, vă citesc Romani 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, așa e proiectul, ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Când Hristos nu-i bărbat sau femeie, va fi o altă ipostază dincolo. În omul dinăuntru nu există bărbat sau femeie, numai Iisus Hristos. Amin? Și fiecare să întrebe cu specificul necesar, Doamne Iisuse, eu ca femeie cum să mă comport? Ce să înveți o femeie de la Domnul Iisus? Să fie supusă ca și cum a fost supus El Tatălui, să rabde dacă este cazul, și bărbatul trebuie să rabde. Dar poate dumneavoastră cotiți că trebuie să răbdați mai mult. Domnul Iisus a răbdat, a excelat în asta. Și de pe cruce ce a zis? A zis că îl doare? A zis doar, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Când nu se comportă soțul frumos cu tine, să știi că el nu știe. Dar tu știi de ce rapsi pe cruce? Pentru că el a disprețuit crucea și rușinea și șade la dreapta scaunului Dumnezeu și în fața tronului vrea să vă ducă Domnul și pe dumneavoastră. Cât pentru noi ca bărbați să ne dovedim iubirea prin tot ceea ce facem în vederea mântuirii soțiilor noastre. La mai mult spune acolo în Efeseni 5:28-29, nimeni nu își arată trupul lui și îl hrănește, îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că Dumnezeu ne-a dat și preocuparea pentru viața de pe acest pământ. Îmi spunea recent un frate, vorbeam la telefon, zice, o mă ajut pe soție prin grădină, și la care eu am spus, dar zic, de când regula asta? Când Biblie scrie că le-a dat Dumnezeu lui Adam grădina și ea să-l ajute. Dumneata i-a dat femeii grădina și numai să o ajuți? Să nu uităm ce-i scris. Când toate Dumnezeu ne învață cum să ne comportăm, Doamne, dă-ne inimă bună să primim cuvântul cu blândețe, cum scrie în Iacov, capitolul 1. Și să ne comportăm ca atare. Dragii mei, oare s-ar putea vorbi de o echivalență, de o asemănare, de un chip al Domnului Iisus Hristos în viața noastră? Evident că e vorba de omul dinăuntru, nu? Spune în Efeseni capitolul 4, că omul dinăuntru, citesc de la versetul 24,
este făcut după chipul lui Dumnezeu de o sfințenie și neprihănire pe care o dă adevărul. Stimați frați, așa ca să fiu mai accentuat cu dumneavoastră, că am auzit uneori surorile spunând că frații ne predică numai nouă la nuntă. Și uneori și mie mi se pare că textul din Geneza se citește numai de când începe cu Eva, nu citește ce a scris lui Adam, și din Proverbe 31 de asemenea începe numai cum să fie femeia, nu prea citeți primele versetele cum să fie bărbatul. Dar eu vă predic din toată Biblia, că Biblia vorbește întâi bărbatului și apoi femeii. Cum? Deci e modul cel mai sincer în care trebuie să gândim. Sunt eu ca Domnul Iisus Hristos? Ar putea Dumnezeu din cer să declare despre mine, că n-a declarat numai despre Domnul, s-a declarat și despre Iov, de exemplu. A declarat și despre Avram. Și dacă nu sunt, nu mi-ar fi rușine să afir că sunt frate cu Domnul Iisus? Sau să spun într-o altă imagine că voi fi parte din mireasa Domnului și să nu fiu ca El? Spunea Domnul, învățați de la mine că eu sunt nu doar nevasta blândă, să fii și bărbatul blând, smerit cu inima, fără acea pretenție, orgoliu bărbătesc. Domnul Iisus are și el orgoliu. Uneori încercăm niște scuze așa de puierile, să ne justificăm vinovățiile noastre. De la Adam încoace, niciun bărbat în fața lui Dumnezeu nu are scuze. Și știți că Dumnezeu întâi n-a luat-o pe Eva la rost, ci pe El, în funcție de responsabilitate. Și a suportat și ea partea ei de vinovăție. Să fii ca Domnul Iisus Hristos în viața de familie înseamnă să-ți îndeplinești rolul spiritual, rolul de îngrijire, ca soție, să-ți iei în sarcină tot ceea ce presupune, dar această comparație, și încheie ideea asta citindu-vă din Coloseni 3, că s-a citit de acolo, este foarte evident în Scripturi. 3:17. Și vă rog, raportați acest verset pentru viața de familie. Și orice faceți, inclusiv de mâncare, sau tot ce faceți, deplasarea cu mașina, tot ce, orice vorbiți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos, ca și cum ai fi delegatul Domnului Iisus în familia ta. Și versetul 23 accentuează acest aspect, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Vă rog, prindeți ideea asta că nu e grea. Deci tu trebuie să te comporți cu celălalt, cu soțul sau cu soția, ca și cum ai fi tu Domnul Iisus. Și dacă nu-i destul să te convingi, scrie că trebuie să te raportezi la celălalt ca și cum și el e Domnul Iisus. Și atunci unii se vor scuza, spune, așa sunt eu. Da, dar ia-i Domnul Iisus. Măi, cât ești tu de slab, dar așa te porți cu Domnul Iisus. Surorilor, uneori ne purtăm mai bine cu musafiri decât cu ai noștri, așa? Pare o rutină, așa, pe musafiri știm să-i respectăm. Și e așa de tragic să te respecte oamenii, chiar dacă sunt aspecte protocolare și sub alte interese, să te salute toți frumos, nimeni să nu strige la tine și să vii acasă și să zici că, măi, mai bine mai întârziam. De dimineață nimeni nu m-a luat la rost așa. Toată lumea a respectat, poftiți, cu ce vă putem servi, chiar dacă în urmă ați ia bani, dar măcar știți vorbească frumos, nu? Sub aspect mercantil, dar au fost educați, nu? Îmi spunea cineva, am avut o legătură telefonică cu o funcționară la bancă, păi atâta amabilitate și a făcut ceva peste cât era necesar în fișa postului ei. Eu întârziasem cu niște acte și m-a ajutat. Deci m-au încercat două gânduri. Primul, dacă nu-i măritată, și al doilea, dacă o fi pocăită, că m-ar trebui să iau de nevastă. Că vezi câtă bunăvoință poate să aibă cineva. Deci gândiți-vă nu doar că dumneavoastră sunteți Domnul Iisus, că aveți în casă pe Domnul Iisus. Fratele Brumna spunea că a predicat la o nuntă din textul în Evrei 13. Unii au primit pe îngeri fără să știe. Dar soțul, soția nu sunt doar îngeri.
sunt fiul lui Dumnezeu, sunt Domnul Iisus. Doamne ajută, amin. Și într-o a treia și ultimă idee, cu încredințarea că nu le veți uita pe primele două din ceea ce învață Apostolul Petru aici, vă citesc din 1 Petru capitolul 3, versetul 1. Da, 7 mai întâi. Bărbaților, purtați-vă și la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, și mă opresc aici. Ce este familia pentru tine? Al treilea răspuns și ultimul. Un loc unde trebuie să împletim în modul cel mai bine elaborat prin înțelepciune viața. Prin tot ceea ce v-am vorbit până aici, sau în cea mai mare parte, am pus accent pe lucrurile sfinte care sunt prioritare, sunt eterne. Dar după ce își vor consuma concediu, știu eu, zilele astea sau liberele care le-au mirii, trebuie să plece la muncă, nu? Și noi, unul are determinat casa, alta se gândește că nu merg toți la nuntă și la meastră să dea mâncare la copii și... Păi asta e marea înțelepciune a vieții de familie, să poți împleti lucrurile sfinte cu cele pământești. Să te descurci aici și să pășești cu bine dincolo. Pentru că scrie la 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 32, că între cei căsătoriți și cei necăsătoriți, din punct de vedere pământesc, material, este o diferență majoră. Citez. Cine nu este însurat, se îngrijește lucrurile Domnului. Cum să placă Domnului? Așa să dea Domnul să fie toți băieții. Ce-a nemăritat, versetul 34? Se îngrește lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Și spune versetul 35 că poți sluji fără piedici. Nu te deranjează bărbatul ziua, nici copiii nu te scoală noaptea sau invers. Ai toată libertatea. Dar când te căsătorești, spune versetul 33, cine este însurat, de azi și fratele Samuel, se îngrijește de lucrurile lumii, și asta înseamnă de cele materiale gospodărești, cum spune 1 Timotei 5, să fie gospodină la casa ei, cum să placă nevestei. Și sora Almeia, sora Mireasă, de astăzi intră în rol de nevastă și scrie că trebuie să se îngrijească de lucrurile lumii, materiale, cum să placă bărbatului. Până acum nu știu dacă ea a pregătit și felul întâi sau poate a făcut să placă numai prăjiturile. De acum trebuie să pregătească tot meniul. Ba încă trebuie să dea lista cu meniurile, să aleagă soțul. Și poate să ceară ceva ce nici nu a pregătit până acum. Cine știe? Măcar că e bine că sunteți din Botoșani amândoi, că nu sunt multe diferențe. De ordin spiritual, ați crescut în aceeași adunare, cultural și așa mai departe. Asta e viața de familie. Cu trudă vorba lui Iacov. Măi, țocurile, păi, am plătit 7 ani, încă 7 ani, dar am casă. Pentru familia mea când muncesc? Cum să le împletești? Îmi vine în minte un biet frate care ca familist era foarte muncitor, dăruit, dar nu venea la adunare. Și eu personal am zis, de ce nu vii? Dumnezeu știe câtă treabă am. Dar în viața de familie trebuie să le împletești și pe una și pe alta. Că degeaba în seara asta am făcut stăruință, dar n-am mâncat nimeni de cină, nu? Degeaba am pregătit o cină, puteam invita tot corul. Dar n-am zis nici Tatăl nostru. Cum să le împletești? Unde să trimitem tinerii să facă școală pentru specializarea asta dublă? Asta e înțelepciune. Și scrie în Proverbe, capitolul 8, vă citesc și mi-amintesc că ne-am rugat și la timpul de rugăciune pentru aceasta, de la versetul 12. Eu înțelepciune am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri.
Deci se poate. Poate aș citi despre Suzana Wesley, acea mamă eroină, era mama a mulți copii, ea era profesoara de acasă, învăța diferite discipline, ce era atunci, limbi, și-a dat niște copii deosebiți. Acum, de când cu școala online, cu școala acasă, vi s-au adăugat noi sarcini, nu? Oricum era școala acasă, aia sfântă, era tot acasă aia. Când s-au înființat școlile duminicale, alea au fost înființate la origine pentru copiii din familii de necredincioși sau pentru orfani. Dar cum să faci față la toate acestea? Cum să nu rămâi în urmă cu lucrurile? Îmi vine în minte un caz, era o femeie crescută într-o condiție mai modestă, pare mi se fără părinți, n-a învățat-o nimeni, nu îi băgăm de vină. Și s-a dus o altă tânără, într-o familie mai mare, cu obișnuită cu munca, asta era și născută, și spune, auzi, stai acolo pe un scaun, nu m-am spui, care o să le pun, ți aranjez toate, făcut tot, și pe ce-o terminat, o zis către fata ce-a ajutat-o, că văd că nu-i chiar greu. Dar deci eu n-am știut, va zice, din start nici nu m-am putut apuca, că mi se părea că sunt toate pe capul meu. Cum zicem noi despre Dumnezeu, că nu le-a făcut toate într-o zi, dar a făcut în fiecare zi câte ceva și la urmă au fost nu bune, foarte bune. Așa putem să facem și noi. Doamne, ajută! Să vă rugați, dragii mei! Unii din start dau dovadă că nu le pot împleti în felul în care își organizează chiar nunta, cheltuielile, angajează credite mari, nu mai pot să facă față, în felul în care își organizează timpul de zi cu zi, nu rămâne timp. Benjamin Franklin spunea că organizarea timpului e unul dintre primele trei lucruri de mare valoare în viață. Să ne dea Bunul Dumnezeu înțelepciunea aceasta. Scria Petru aici să te porți cu înțelepciune cu nevasta. Dacă o bruschezi, îi distrugi toată puterea de muncă. Femeia când este, fie munca supranormată obosește fizic, fie accentele psihice nepotrivite, o fac să slăbească din punct de vedere fizic. Și ai topit-o. Mi-amintesc că în plan pastoral a fost cândva într-o familie tânără, se certaseră, ea plecase la mamă sa. Zic, hai să reluăm puțin ce s-a întâmplat, care a fost episodul ăsta atât de trist. Păi zice, el a venit acasă, erau vase pe masă, mâncarea neterminată și i-am spus, ea a ripostat și eu i-am dat o palmă. Și a plecat la mamă sa. Și prima mea întrebare a fost, și ai terminat tu mâncarea? Poftă de mâncare ai mai avut? Păi nu. Și atunci, care e afacere? Oh, mi-amintesc de un bătrân care zicea o vorbă și tăcea apoi. Greu e să fii cu minte. Mă, nu-i greu, dar la uneori se pare că e tare greu. Să știi cum să-ți abordezi soția. Dragă, n-am reușit, m-a ținut cineva la telefon. Scumpa mea soție spunea, cum faci tu că închei mai repede convorbirile telefonice? Deși mi-amintesc că a sunat odată un frate și a zis către ea, bine că te-am găsit pe tine, că fratele încheie repede cu mine. Și a zis, dragă, știi cum? Îi spun o frază mai lungă, o închei cu salut, și închei în nădejdea că mă salută și el. Pentru că unii așa trebuie procedat. Că altfel te-ar ține cineva de povești o zi întreagă. Dar asta e înțelepciune. Asta nu se vinde la piață. E ultima idee care vă spun. Scrie aici în versetul 1, în textul citit. Ca unii care nu ascultă cuvântul. Înțelepciunea lui Dumnezeu vă vine din cuvânt. Și am sesizat Biblia în mâna mirelui. Băiete, ai ce trebuie. Ai și ea flori pentru un design plăcut, slavă Domnului. De acum,
Cât e de adevărat că florile pot fi mirosite și răspândesc miros, atât de adevărat că din Biblia asta se răsfrâng toate razele de lumină și de pricepere. E adevărat că nu întotdeauna deschizându-o la întâmplare afli ce vrei. Uneori trebuie să cauți tu la pagina cutare. Răsfoiește acolo. Și vei vedea că te învață în Biblia și, zice, în Proverbe 24, auzi, dacă de cumva ai ieșit cu șantier acasă și ieși sezon, mai du-te întâi seamănă că șantierul mai stă, dar primăvara nu stă după tine. Păi te învață Biblia cum să vorbești, cum să taci când te ispitește diavolul, spune microfonul la gură, îți dă idei, șoptește. Spune-mi să faci pe mutul. Muții n-au dușman. Zice o vorbă înțeleaptă. Te învață Biblia în toate. Să cauți mai întâi împărăția. Păi cum să le împletești pe toate? Într-o zi se suprapun multe activități. Și uneori viața asta e ca și ideologia lui Laban. Îți spune că are o fată, spune că mai are una și până să ajungi la care îți place, îți bătrânești. Întâi cele sfinte le pui și apoi rămâne loc și pentru celelalte. Și dacă nu rămâne, măcar să ne mântuim sufletul. Dar rămâne loc pentru asta. Că Dumnezeu binecuvântă, slăvit să fie numele Lui. Faceți în casa dumneavoastră să răzbată lumina asta a Scripturilor. Îi spune Dumnezeu lui Iosua în cartea ce îi poartă numele, versetul 8, cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ei, de gura ta, caută, cugetă, să faci tot ce scrie în ea și atunci vei lucra cu înțelepciune. Foarte important asta. Apreciez mult acele familii în care cei doi citesc ceva din Biblie și discută, scrie Biblia 1 Corinteni 4 și se întrebe nevasta pe bărbat acasă. Să fie loc pentru o cântare, că așa s-a spus în textul de astăzi, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, vedeți, înțelepciunea e strict legată de cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepciunea o primim prin rugăciune, o cântare, o atmosferă plăcută și în felul acesta le împletim pe toate. O să ne descurcăm și cu cele sfinte, să ajungem mântuiți. O să ne ajute Dumnezeu și cu cele pământești. Facem ce putem, cât putem, cu bucurie. Biblia te învață să fii cu mulțumire, nu? Dar nu ne inspirăm din reclame, dragii mei. Ne inspirăm din ce-i scris. Reclamele n-au altă menire decât să ne păgubească. Cum mi-a spus mie odată o soră, ce nu a ajuns pe fiica noastră, că s-a băgat în bancă și ce ne facem acum? Mă tem că eu va cădea psihic. Dar zic, de ce a luat bani din bancă? Păi să-și refacă toată casa, interior, exterior. Zic, și n-a citit bine cum suna reclama la bancă. Da, biata bătrânică, dar eu citiu și acele reclame, eu știu ce au scris. Zic, în reclama aceea au scris așa. Zugrăvește-ți casa că vrem să o luăm. Ce nu se poate. Mă, nu era sora în temă cu reclamele că avea spre 70 de ani. Oare așa să fi scris, frate? Totuși nu cred. Măi, nu așa scria, dar așa trebuia citit. M-a sunat într-o zi o funcționară de la bancă, spune, domnul Anca, n-ați mai făcut plăți, puteți să faceți plăți peste valoarea cardului de consum. M-am grăbit că am vrut să-i spun numai atât, dar totuși ce mă înveți pe mine, că asta e politica băncii, tu să nu faci. Să învățăm din Biblie, nu ce spune unul și altul, nu ce am auzit, ce am văzut. Dumnezeu să vă dea pricepere, să ne dea tuturor și să fim o familie bună. Cum vă spuneam la început, eu privesc spre viața de familie ca spre ceva sacru, e dumnezeiesc, numai ceva în rai. Întrece această dimensiune a familiei și a bisericii. Astea nu sunt croiele omenești. Astea nu e un statut gândit de oameni. E ceva ieșit din înțelepciunea, din mâna și din gura lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, ce este familia pentru noi? Un loc al desăvârșirii mântuirii noastre. Un loc al asemănării cu Domnul Iisus Hristos. Și un loc al manifestării înțelepciunii cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem împleti viața sfântă cu viața trecătoare și când aceasta se încheie, să putem accede cu succes, cum zice Iuda la finalul epistolei, așa doresc celor doi, să ajungă plin de bucurie înaintea slavei sale. Să ne ajute Domnul tuturora. Amin. Amin.